Temerile tuturor s-au adeverit. La primele ore ale dimineții de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina prin trei fronturi. Primele bombardamente au avut loc în jurul orei 5 dimineața. Ulterior, televiziunile rusești au prezentat un mesaj al președintelui Vladimir Putin, prin care acesta își explica decizia de a invada teritoriul ucrainean. Ucraina a fost atacată inițial de-a lungul frontierelor cu Rusia și Belarus, iar ulterior și dinspre peninsula Crimea. Circumstanțele necesită acțiuni ferme și imediate din partea noastră. Republica Populară Donbass a cerut ajutorul Rusiei. Astfel că, în conformitate cu articolul 51 alineatul 7 al Cartei Națiunilor Unite, cu acordul Consiliului Federației Ruse și în conformitate cu acordul ratificat pe 22 februarie a acestui an, cu privire la prietenia și ajutorul mutual cu Republica Populară Donetsk și Republica Populară Lugansk, am decis să susțin o operațiune specială militară. Scopul ei este să protejeze oameni care timp de 8 ani au suferit de pe urma abuzului și genocidului din partea regimului de la Kiev. Oricine va încerca să ne oprească și să crească amenințări adiționale la adresa țării noastre, a populației noastre, ar trebui să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat și va duce la consecințe pe care nu le-ați văzut niciodată în istoria voastră. Suntem gata pentru orice finalitate. În Kiev au început să sune alarmele de raid aerian. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a făcut de asemenea o declarație în care îndemna populația la calm și spunea că țara sa este puternică. Dragi cetățeni ucrainieni, în această dimineață președintele Putin a anunțat o operațiune militară specială în Donbass. Rusia a efectuat lovituri asupra infrastructurii noastre militare și a polițiștilor noștri de frontieră. S-au auzit explozii în mai multe orașe din Ucraina. Introducem legea marțială pe întreg teritoriul țării. Acum un minut am avut o conversație cu președintele Statelor Unite, care au început deja efortul internațional. Stați acasă dacă puteți. Noi lucrăm, armata lucrează, întregul sector al apărării și securității funcționează. Fără panică, suntem puternici. Suntem pregătiți pentru tot. Vom câștiga pentru că suntem Ucraina. Întreaga Europa a luat foc la auzul veștilor. Mai mulți președinți europeni au condamnat atacul rusesc asupra Ucrainei. S-au anunțat sancțiuni economice drastice asupra Rusiei, însă nu se va interveni militar. În țara noastră, președintele Klaus Iohannis a convocat de urgență CSAT, a condamnat decizia lui Vladimir Putin și a încercat să calmeze populația, spunând că țara noastră este protejată. Federația Rusă a ales calea reprobabilă și complet ilegală a violenței armate masive împotriva unui stat independent și suveran. Astăzi, la eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii și dialog, Rusia a răspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare ucrainiene. Astăzi, Federația Rusă a ales forța tankurilor, în detrimentul vieților cetățenilor. Rusia este agresorul, nu victima, cum încearcă să acrediteze Kremlinul și întreaga planetă vede astăzi limpede acest adevăr incontestabil. România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești. Știu că sunteți îngrijorați de conflictul care are loc nu departe de granițele țării noastre, dar vă asigur, nici un român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, partenerul strategic solid cu Statele Unite ale Americii, constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră nu a fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni. Vă asigur că voi lua absolut toate măsurile care se impun, împreună cu Guvernul, Parlamentul României și aliații noștri internaționali, pentru ca securitatea și siguranța cetățenilor români să nu fie sub nici o formă afectate. Șeful statului a anunțat că și țara noastră este pregătită să intervină în situația în care cetățenii români din Ucraina vor solicita ajutor pentru revenirea în țară. Indiferent de cetățenie, oamenii au urcat în mașini și speră să reușească să părăsească teritoriul ucrainean. La frontiera cu Moldova s-au format coși ce se întind pe câțiva kilometri. Între timp, oficialii ruși anunță că se îndreaptă spre Kiev, iar cei ucrainieni spun că au reușit să doboare avioane și elicoptere rusești, dar să și câștige un oraș din regiunea Lugansk. Pentru a spori puterea armatei, conducerea ucraineană a decis în armarea veteranilor. Bilanțul victimelor se ridică deja la câteva zeci de morți. La orele prânzului a avut loc cel de-al doilea val de atacuri aeriene. Se pare că au fost lovite serviciile secrete ale Ministerului Apărării. De pe celălalt front, ucrainienii spun că au reușit să doboare încă două elicoptere rusești. Revenind în țara noastră, România a cerut activarea articolului 4 din tratatul NATO. Solicitări similare au venit și din partea altor țări. Articolul prevede consultări de urgență în situații limită în care statele își simt amenințată siguranța și integritatea Traficul pe drumul Național 1, zona localității Arpașul de Jos, a fost blocat total după ce șoferul unui autotren a pierdut controlul volanului, capul tractor s-a izbit de un cap de pod, iar remorca acestuia s-a pus de curmezișul blocând drumul. Din fericire, nu au fost victime, însă până la sosirea drumarilor și încercarea de a repune tirul în poziție normală, au trecut cam două ore, timp în care circulația a fost oprită total. S-a dat drumul alternativ la trafic abia în jurul orei 8 și 30 de minute. În această dimineață, în jurul orei 6 și 30 de minute, pe drumul național 1 în zona localității Arpașu de Jos, la intrarea dinspre Brașov, Traficul rutier a fost complet blocat după ce un ansamblu tir a intrat într-un cap de pod. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, traficul fiind afectat timp de aproximativ două ore când s-a reluat circulația normală a autovehiculelor în ambele direcții. Când toată lumea sperat la o scădere a numărului de îmbolnăviri COVID, revine cu forțe proaspete. La Sibiu, în ultimele 24 de ore au fost confirmate aproape 1000 de cazuri. Dintre acestea, aproape 25% au fost confirmate la persoane care au mai trecut cel puțin o dată prin boală. În plus, 3 persoane și-au pierdut viața în spitalele din Sibiu și Mediaș. În timp ce unii oameni se tem pentru sănătatea lor și a celor dragi, alții încă mai cred că SARS-CoV-2 este o născocire. Este cel mai probabil și cazul celor care ignoră măsurile de izolare sau carantină. În ultimele 24 de ore, au aplicat sancțiuni de peste 20.000 de lei unor persoane care nu au respectat legislația pentru combaterea pandemiei. Vorbim pe de o parte de 5 persoane din Copșa Mică și municipiul Sibiu care au încălcat regulile de carantină. O altă persoană a fost sancționată pentru neportul măștii sanitare. De la începutul pandemiei și până în prezent, 810 copii și 71.452 de adulți au fost confirmați pozitiv la SARS-CoV-2. Cei mai mulți dintre ei au trecut prin varianta Omicron. În momentul de față, în spitalele din tot județul sunt internate 214 persoane, dintre acestea 3 copii și 19 adulți sunt pe secțiile de terapie intensivă. În județul nostru, coronavirusul a curmat 1788 de vieți. Primăria scoate la licitație rablele abandonate pe domeniul public, sunt puse în vânzare 45 de mașini ridicate în prealabil de pe domeniul public. Licitația este programată pentru 14 martie cu începere de la ora 11. În cazul în care până la acea dată nu se depune nicio ofertă, termenul va fi prelungit până în 18 martie. Ofertele se pot depune până în data de 11 martie la orele prânzului la sediul primăriei din Piața Mică. Rezultatele licitației se vor afișa începând cu data de 15 martie, iar cei nemulțumiți pot depune contestații până în data de 17 martie. Dacă se merge pe termenul prelungit, deschiderea ofertelor va fi amânată până în data de 21 martie. Municipalitatea Sibian organizează periodic astfel de acțiuni, astfel încât mașinile găzduite momentan de către depozitul, unde sunt duse și autoturismele aduse de utilajele de ridicări, să nu mai ocupe inutil spațiu acestea sunt valorificate fie la fier vechi, fie prin achiziția de către cei care se ocupă cu desmembrări. Când nu sunt băuți, șoferii sibieni sunt prinși drogați la volan. În plină zi, în cursul zilei de miercuri, polițiștii rutieri au prins pe calea Dumbrăvii un conducător auto în vârstă de 20 de ani care, înainte de a urca la volan, consumase cannabis. Tânărul s-a ales cu dosar penal după ce a fost însoțit de polițiști la spital pentru recoltarea de probe biologice. La data de 23 februarie, în jurul orei 15, polițiștii biroului rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu. De un localnic în vârstă de 20 de ani. Testarea șoferului cu aparatul drug test a indicat o valoare pozitivă la substanța THC5 cannabis, tânărul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii prezenței substanței psihoactive în organism. În cauză au fost întocmite documentele în vederea efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii fac apel la Sibien să nu urce la volan dacă au consumat substanțe psihoactive. Acestea alterează atât capacitățile de mișcare cât și pe cele de gândire. O persoană sub influența halucilogenelor nu poate aproxima corect distanțele și poate produce accidente rutiere grave în care să își pună în pericol propria viață sau, mai rău, pe celorlalți participanți la trafic, cu nimic vinovați de acțiunile sale. Dosar penal 3 în 1 pentru un sibian în vârstă de 25 de ani. Tânărul a fost prins la volan băut, fără permis și cu mașina nenmatriculată. În încercarea de a nu ieși în evidență, tânărul montase pe mașina sa plăcuțele de înmatriculare ale altui autoturism. Planul său însă a fost răpus de către polițiștii rutieri care au întocmit dosar penal. Bărbatul va merge acum în instanță pentru a răspunde de faptele sale. În funcție de încadrarea faptelor, acesta riscă inclusiv pedeapsa cu închisoarea. La data de 24 februarie, în jurul orei 1 și 30 de minute, în municipiul Sibiu, polițiștii birouri rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe strada ștrandului de către un sibian în vârstă de 25 de ani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că cel aflat la volan nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. De asemenea, s-a stabilit că autoturismul în cauză este neînmatriculat, iar plăcuțele cu numere de circulație provizorie montate pe auto sunt atribuite unei alte mașini. Testarea alcoolscopică a Sibianului a indicat valoarea de 0,23 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La nivelul biroului rutier Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, conducerea pe drumurile. Publice a unui autovehicul neînmatriculat sau nenregistrat, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numere false. Racheta, una za-adnoi, una za-adnoi rachete spre pe Ucraina. Бля, дебачик. Пава, не в нас летять.